acum câteva luni am fost și eu într-un impas prin care probabil mulți dintre voi o să treceți dacă nu ați trecut deja, și anume școala de șofer. Înainte de toate, instructorul care m-a învățat să conduc era, instructoare. Da, așa cum ai auzit, era femeie și, bă, pe bune, conducea mai bine decât o grămadă de bărbați, a.k.a. mari șoferi de curse, a.k.a. taximetriști forjați pe NFS. Mai puțin taximetristul ăla care m-a dus acasă când eram dezbrăcat în club. Na, v-am zis despre el acum câteva episoade. Conducea ea bine, ceea ce era marfă, și după ce că era super exigentă, eu, real, nu aveam nici cel mai mic habar cum se conducea o amărâtă de mașină, că mașină personală nu am avut decât, cred că aveam pe vremea când eram foarte, foarte mic. Mai exact atunci când câștigase tata la loto. Dar ar fi fost cam ciudat să vezi un bebeluș la volanul unui mașini, așa că, na. Nada, 0 XP pe zona asta de șofa. Dar hai să nu aberez eu acum și să vă las pe voi să vă faceți o idee la cât de bâtă eram la șofat. Uite cam ce am făcut eu în prima zi la școala de șoferi cu doamna asta. Păi vine ea pe la 7 dimineața în trombă cu loganul ei ăla roșu Ferrari, ultima fiță din 2004, așa troncănind și cu toba gata să-i și pice. Parchează în spatele blocului, deschide ușa, iese din mașină, se mută pe scaunul din dreapta și așteaptă cu minte să mă urc eu la volan. Na, ce să fac și eu, dau să mă apropii frumos de geam, îi bat încet în el și o întreb discret. Auziți, ce se face mai exact la școala de șoferi? Se uită urât la mine, urlă să mă urc odată, fug repede pe partea elaltă, mă urc la volan și reglez eu ce-mi spune ea să-mi reglez, că de unde dracu să cunosc o oglindă, un scaun, o nebunie. Îmi pune 10.000 de întrebări, dacă alea stau ok sau nu și dacă mă simt eu sau nu comod. Timp în care eu mă gândeam că, na, hai să fim serioși acum, în așa mașină, ce pretenții să ai, așa că îi zic că mă simt exemplar. Momentul ideal ca ea să se răstească la mine, să plecăm o dată de pe loc. Acum eu, na, nu aveam nicio idee dacă se bagă cheia în contact sau ce naiba se face mai exact pentru a porni de pe loc. Iar varianta pe care o cunoșteam eu cât de cât, adică varianta familiei Flintstone de a conduce o mașină, nu era tocmai potrivită în situația aia și așa destul de tensionată. Așa că îi clarific pe un ton calm și răspicat: doamnă, eu chiar nu am habar ce ai o mașină. Maximul de cunoștințe acumulate se referă la bancheta din spate și mai exact cum să te așezi frumos pe ea. Atât. Eu o vedeam fumegând de nervi, dar într-un final se dă pe brazdă și începe să-mi explice că trebuie să trag frâna de mână, să calc pe ambreia și să dau drumul încet și să apăs pe accelerație în același timp. Avea chiar și o gestică în temă cu ce spunea, dar totul era în zadar, eu chiar nu aveam niciun habar, nimic. Ea explica, țipa, gesticula, eu mă uitam intens și pătrunzător, ascultând atent toate explicațiile care deveneau din ce în ce mai răstite. Și după 2 ore scurte, reușim într-un final să pornim cu succes mașina de pe loc. Ba chiar să mergem câțiva metri până când ne-a murit motorul. Și nu odată, ci de 11 ori, dacă țin eu bine minte. Am trecut cu bine și peste problema asta de ultim moment și în cele din urmă am făcut un real progres. Am ajuns cu mașina, eu fiind șoferul, denotat asta, pe niște străduțe lăturalnice din Ostroveni, loc în care doamna instructor a aflat că nu știu nici măcar ce aia o linie continuă și nici cu un semn de prioritate nu sunt familiarizat. Ce mai talent născut, v-am zis. Aflu instant ce e cu linia aia, cum stă treaba cu prioritatea și la comanda bruscă ne oprim să facem și noi niște parcări laterale, cu spatele, cu fața, în toate pozițiile posibile și imposibile din lumea asta. Astfel încât încă din primele dăți am reușit să o bag ca lumea, dar din păcate nu în parcarea corectă. Acum toate evenimentele astea s-au prelungit pe o perioadă de câteva luni, astfel încât dosarul pe care îl făcusem cu dânsa mai avea aproximativ o săptămână până să expire și eu încă nu dărusem de carnet. Nu tu examen scris, nu tu carte cu legislația pe care o împrumut mai mult așa de complezență, pentru că să fim serioși, suntem în secolul 21, acum cine dracu preferă asta în favoarea aplicației ușor de folosit care te învață direct ce ai nevoie? Glumea. Așa ca fapt divers, în toată vara aia surprinzător, nu am reușit să lovesc pe nimeni și nici măcar o singură mașină din parcare nu a fost zgâriată de către moi. Bine, niciuna mai
puțin una unui nebun care se găsise să stea la 2 cm în spatele meu, prin nord, acolo pe lângă biserică, iar când un domn mai în vârstă a decis brusc să traverseze foarte hotărât și să mă taie calea, eu ca un om bun și vigilent ce sunt, am călcat frâna. Dar din păcate doar eu și nu și domnul din spatele meu, care a decis că mașinii lui ar sta bine cu un facelift. Imediat prof a investigat accidentul și a declarat: haide, Alexandru, nu am pățit nimic. Păi și ei? Dar da, hai, detalii. Am plecat instant de acolo și tot instant mi-a murit motorul de emoție. Dar, într-un final, duș am fost. Băiatu, dacă tot ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Scrieți ori dacă vreți să vă spun cum am luat eu examenul auto și cum a fost în ziua de traseu cu domnul polițist Ghiță în mașină, sau să vă povestesc teroarea prin care am trecut în a noua când a trebuit să dau corigența la fizică. Haide, spor la ales!